Așa se întâmplă de fiecare dată când zicea Pavel așa. Eu mă lupt să fac binele, dar eu mă gândește. Așa se întâmplă de multe ori în casa Domnului și știi ce e rău? Ceas. Nu, frații, nu surori. Și timpul. Dacă le iei de acolo, frate, nu e nicio problemă. Eu le iau pe ăla de acolo, dar ăia de sus nu pot să-i mut. Așa, și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin, amin. Da. Sincer, îmi pare rău că nu mai e timp, dar cu ajutorul Domnului a fost foarte bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu mă bucur că Dumnezeu a folosit pe frații mei și cei care mă știu mai din aproape știu lucrul acesta, că de multe ori, și nu zic ca o laudă, zic așa, ca un exemplu pentru călii, că am zis că cu el vorbesc. 3 luni de zile n-am predicat o predică de bază în biserică. Rețineți, 3 luni de zile. Vineau frați care, într-adevăr, unii erau binecuvântați, aveau ce să spună, dar alții erau poate mult mai slabi. La un moment dat vine un frate și îmi zice așa, mă frate, zici, ești și tu aici, conducător, cine te-a pus, cine te-a pus, și să predici. M-am uitat așa și zic, frate, nu știu, știe Dumnezeu mai bine, zic, eu nu știu să predic, dar dacă mă rog la Dumnezeu, Dumnezeu mă va învăța. Și mă, eu tot fiind, văd că tu nici nu predici și nu zice, cum ai luat și pe aici? Zic, mă, vină și duminica care vine, ca să mă auzi. Și a venit persoana aceea, duminica care a urmat, n-am fost stars musafiri, așa a lucrat Dumnezeu, că Dumnezeu e un Dumnezeu al înțelepciunii. Amin, amin. Mai zic o dată, că văd că dormiți. Dumnezeu e Dumnezeu al înțelepciunii. Și dacă e Dumnezeu al înțelepciunii, copiilor Lui ne dă din berșug. Dar cui? Numai acelor care o cer. Amin. Că dacă stai tu pe bancă așa, uite, la școală. Dacă te duceai la școală, o mică paranteză. Poate la unii ne-a plăcut matematica, la unii limba română, la unii cultura civică, la unii... Nu știu ce ți-a plăcut. Dar eu să fiu sincer, matematica nu prea îmi plăcea. Îmi plăcea română. Dar și la română nu gramatica. Și îmi plăcea partea cealaltă, cu rezumatele, cu... Știți voi că ca să fii un bun predicator, trebuie să știi să faci caracterizări multe, rezumate, așa. E, mie partea aia îmi plăcea. Deși nu știam eu că Dumnezeu ce avea de gând cu privire la viața mea. Și vreau să spun, frate Călin, a venit a doua săptămână, atunci când a venit, prin Harul Domnului, că e Harul lui Dumnezeu. Amin. Și ascultați-mă bine, cântăreți, predicatori, cei care dați îndemn, inclusiv proroși și văzători. Și pentru voi vorbiți. Când vrea Dumnezeu să te folosească și când îți dă Dumnezeu o lucrare care biserica zice, lăudați să fie tu. Aleluia! E meritul Lui. Aleluia! E meritul Lui. Aleluia! Și lăudați să fie Domnul. Că am avut meritul toți care suntem aici. Ca să fim în lume. Ăsta era meritul nostru. Prin faptele noastre. E drept. Dar prin dragostea lui Dumnezeu, prin sângele Lui care l-a dat la Calvar, suntem în această seară aici. Binecuvântat să fie numele Domnului. O parte din dumneavoastră mă cunoașteți, o parte nu mă cunoașteți. Mulți dintre dumneavoastră ați fost la noi la biserică, ne-am bucurat și când eram în Dortmund și acum când suntem în Hagen de o bucată de vreme. Însă, eu vreau să întreb biserica. Câți faceți parte din biserica de aici de loc să ridicați o mână sus? Sus! Așa, lăsați mâna jos. Cât sunteți de acord cu fratele Călin ca el în această seară de la slujba de diacon să ajungă la slujba de presbiter? Ridicați o mână. Observ că toți. Domnul să vă binecuvinteze. Dar ceilalți care nu sunteți membri, nu sunteți de acord. Aleluia! Ați văzut? Asta face înțelepciune. Și Dumnezeu să ne-o dea totul. Mă bucur că biserica de loc este de acord. Este un lucru minunat. Și spune apostolul Pavel să dea de vorbă cu Timotei și zice așa. Mă, Timotei, mă, tineri, era un tânăr. Ce fratele Călin? Nu e bătrân, e un tânăr. Și eu sunt tot un tânăr și majoritatea suntem tineri. Chiar dacă ne-ar fi nouă barba și părul așa mâncărunțit unii dintre noi. Și mă uit așa la fratele Tigre și la mulți alții de aici. Dar Biblia spune așa, bătrânii voștri, vor întâlnirii ca voturi. Amin.
Lăudat să fie numele Domnului. Deci primul punct, biserica e de acord. De ce am întrebat? Orice lucrat, orice lucrător, orice slujitor, este important să fie de acord. Eu mai fac datoria și mai pun o întrebare. Există cineva care să fie împotrivă acestei lucrări? De asemenea să ridice o mână, nu-i nicio problemă. Nu trebuie să se supere nimeni. Biblia spune că dragostea acoperă totul. În momentul când s-a făcut alegeri de comitet la noi în biserică, păi, Doamne, timp. Și ce am făcut? A zis, mă, tot mă condamnau unii frați că pun pe cine vreau eu în comitet. Și a zis, ok, nu mai fac așa. Patriotul meu nu-i bun. Am propus 10 candidați și se aleagă biserica, 7 din 10. Și ascultați. Au ales 7 din 10. Știți ce le-am spus la urmă? Voi ați ales să nu vedeți la mine să-mi spuneți. Ia uite-i. Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Că și ce spun? Tu l-ai ales. Stai jos că n-ai niciun drept. Acum mă refer la membrii de aici. Chiar dacă fratele meu Florin și apostol va mai avea greșeli, că este om, care ăla nu greșește, mă, fraților? Chiar dacă probabil va jigni, că este om, acum nu putem să mințim înainte lui Dumnezeu că nu mai jignim. Hai să fim oameni recunoscători înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă zic, n-aveți dreptul să veniți să-mi spuneți, frate Beni, frate Tică sau frate Victor sau oricărui care va fi aici, să spuneți, păi ce ați făcut, de-a uitați pe cine ați pus în slujbă? Fiindcă voi vi l-ați ales. Dar Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Atât pe El, cât și pe sora Maria. Amin. Și cei 5 copilași ai Lui. Amin. Știu că voi știți, dar eu fac datoria să spun. Din câte știu, fratele Călin, de la vârsta de 13-14 ani, dacă se informa bine, a făcut legământul la apa botezului. Și vreau să citesc de aici. Episcopul sau presbiterul spune, dacă dorește cineva și râvnește, este un lucru bun. Dar trebuie să fie episcop fără prihană, bărbatul e singură nevestă. Frate Călin, te trebuie înaintea poporului și înaintea Domnului. Ești bărbatul unei singure neveste. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Sora Maria, poți să confirm că fratele nostru Călin ce a spus este adevărat? Da. Domnul să vă binecuvinteze. Nu mai departe. Cumpătat, înțelept și vrenic de cinste. Eu vreau să vă spun că îl cunosc de aproape 2 ani. Și lauda să fie a Domnului, că dacă nu-l cunoșteam, să nu credeți că eram în seara aceasta aici. Fiindcă viu e Domnul. Și când îmi spun că viu e Domnul, spun adevărul. N-am venit aici pentru bani, nu ne trebuie la nimeni niciun ban. Să nu creadă careva că lucrarea Domnului se face pe bani. Amin, amin. Adică dacă o faci pe bani, vei pieri și tu și banii care îi sau care îi pare. Pentru că va veni o zi când vom da socoteală și ne vom înfățișa înaintea tronului, care spune Biblia așa, scaunului de domnie este în ceruri, iar pământul este așternut în picioarele Lui. Iar ochii noi sunt ca bara focului. Și în această seară, sentați întinși aici, binecuvântat să fie numele Lui. Întreb biserica. V-a înșelat fratele Călin? Vă înșală? E cumpătat? Spuneți cu amin dacă e cumpătat. Este sau nu e cumpătat? Biserica o întreb. Sau nu știu ce înseamnă cuvântul cumpătat? Cuvântul cumpătat înseamnă așa. Să știi să vorbești cu frații tăi. Să știi să respecti pe frați și pe surori în biserică. Să știi să te fii cumpătat în familia ta, cu familia ta. Eu știu că are 5 copilași. Și zic ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și voi ajunge și acolo. Dar eu spun de acum. Știți cu toții, are familia rânduială. Sunt credincioși copiii lui. Așa este. Domnul să vă binecuvânteze. Vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. La primitor de oaspeți pot să vă răspund și eu la lucrul ăsta. Știu că este. Fiindcă am fost în casa fratelui, m-a primit, m-a ospătat, m-a respectat și zic ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L răspătească. În stare să învețe pe alții. Păi mă, fraților, fratele Călin este de 10 ani, de câte eu am înțeles bine,
în slujba de diavol, așa e, frate. Nu știu cât îl cunoașteți pe fratele Șamu, de la Mediaș, care era mus, fratele Petrișor. Eu aveam casete cu fratele Șamu, de la tatăl meu. Și cred că Dică își amintește și el de Șamu. Da, e în vezi. Nu e în America. Amin. Da? Domnul să aibă milă de el unde este și să-i dea putere. Amin. Ca să pocăiască împreună cu noi. Amin. Eu știam că e în America. Da. Vreau să vă spun așa. Știți ce se întâmpla în casa fratului acestui așa? Cărucioare rămâneau acolo, cârje, demonizați și multe altele. Tata avea un magnetofon și cu el înregistra. Și cred că și acum, dacă aș merge acasă și aș căuta în valiza lui, aș găsi casetele acelea de 30-40 de ani. Binecuvântat să fie numele Domnului. De ce fac aceste precizări? Ca să știți de cine a fost pus în slujba Domnului. Acum, ca să merg așa mai fugitiv, să nu fie bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav. L-ați văzut care vrea să bea alcool, de cheie de astea? Domnul să vă binecuvinteze. Sora Maria, te bade? Să nu minți, e Dumnezeu aici. Domnul să vă binecuvinteze. Să nu fie doritor de câștig mărșav, ci să fie plân, nu gâlcevitor și nu iubitor de bani. Să-și chivelisească bine casa și să țină copiii supunere cu toate cuvințe. Întrebarea aceasta am pus-o, a spus că știți. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Frate Călim, câți ani ai de pocăință? 23. Ați auzit? 23 de ani. Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească mai departe, toată viața, câte zile mai avea să trăiască cu Domnul. Și spune așa, trebuie să aibă bună mărturie din partea celor de afară, ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Amin. Acum vreau să mai am o singură întrebare. Aveți comitet de biserică? Sau cu cine lucrezi? Poate să ridici o mână cine sunt frații care lucrează cu el? Unu? Doi? Deci voi trei sunteți în lucrare. Iertați-mă, n-am văzut. Patru. Pe voi vă întreb, aveți o mărturie bună față de fratele nostru? Da. Avem. Fratele acolo din spate, vreau să te aud și pe tine. Domnul să vă binecuvinteze. E timpul înaintat că eu aș mai fi avut multe de spus. Dar cu ajutorul Domnului o să-mi fac timp. Și într-o zi o să vin și voi continua predica. Să nu vezi că ai scăpat așa ușor. Fiindcă o să mai continuăm. Acum vrem ca să intrăm la lucrarea care trebuie făcută. De aceea... Cu aceștia fiind spuse, doresc să se ridice fratele să vină aici în față. Haideți să ridicăm cu toți. Nu, și pe față, că acolo să fie. Da. Doi. Să vină și sora Maria aici în față. Te vei pune pe genunchi cu fața către biserică. Amin. Hai să facem un pic de loc. Voi puteți să faceți un pic de loc aici ca să poată să vină frații. Așa. Eu mai am un cuvânt aici. Și așa cum pe mine m-a pus ca să fac acest legământ, cel care m-a uns, îl voi pune și eu pe Călin acum. De aceea care aveți Scriptura la îndemână, puteți să deschideți împreună cu mine în cartea lui Rut. Capitolul 1. Asta e o problemă. Da. Nu, iar că după aia nu vreau ca să...
Doi. Așa, frate. Fii atent. Eu voi citi. Nu. Eu voi citi, iar tu, frate, că limba e repetat după mine. Nu sta de mine să te las, biserică. Nu sta de mine să te las, biserică. Și să mă întorc de la tine. Și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, biserică. Încotro vei merge tu, biserică. Voi merge și eu, biserică. Și eu, biserică. Unde vei locui tu, biserică. Unde vei locui tu, biserică. Voi locui și eu, biserică. Voi locui și eu, biserică. Poporul tău va fi și poporul meu, biserică. Și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu, biserică. Și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu, biserică. Unde vei muri tu, biserică? Unde vei muri tu, biserică? Voi muri și eu, biserică? Și eu voi muri, biserică. Și voi fi îngropat acolo, biserică. Și voi fi îngropat, biserică. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți. Facă Domnul ce vrea, nimic nu mă va despărți. De tine, biserică. De tine, biserică. Amin. 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 Vreau să vă spun că și pe mine tot așa m-a pus să zic. Și este un legământ care fratele nostru îl face cu biserica, care biserica o reprezentați dumneavoastră. Noi, cu ajutorul Domnului, o să ne rugăm pe rând. De aceea, fratele Tică, se va ruga primul. După fratele Tică se va ruga și fratele nostru Victor. După care mă voi ruga și eu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu părinților noștri, binecuvântat să fie numele Tău în seara zilei de astăzi, Doamne. Te chemăm în seara zilei de astăzi, Doamne, și mă rog pentru fratele Călin, Doamne, Tu care ai hotărât, Doamne, această zi pentru el ca să-l pui în slujba Ta, Doamne. Te rog în numele lui Iisus Hristos, dătător de viață, purtător de griji, numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Aleluia. Te rog, Doamne, să pui numele Tău peste el, Doamne. Amin. Te rog ca ungerea care o va primi, Doamne, să fie din partea numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Așa cum, Doamne, ai poruncit lui Moise să lungă pe Aron, Doamne, ca preot, în slujbă, Doamne, așa, Doamne, binecuvântă-L în seara zilei de astăzi, Doamne, și fă această lucrare în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne. Fă ca, Doamne, ungerea pământească, Doamne, să aibă valoarea Duhului Sfânt, Doamne, să aibă valoarea Ta, Dumnezeu, ungerea Ta, Doamne, pentru că ungerea omului se poate șterge, dar ungerea care este de la Tine va rămâne veșnică, Dumnezeu. Da, te rog, Doamne, scrie numele Lui în cartea vieții Lui și amin. Biserica, Doamne, care L-ai pus în locul acesta, Doamne, fă să fie, Doamne, un om cumpătat, Doamne, amin, să fie un om răspunzător, Doamne, și la vremea hotărâtă, Doamne, adă-ți aminte de El, Doamne, că a făcut un legământ cu Tine înaintea ungerilor văzuți și nevăzuți, Doamne. Întărește acest legământ care L-a făcut în seara zilei de astăzi, Doamne. Binecuvântă-L, Doamne. Da, Doamne, și atunci când va trece prin necazuri, adă-ți aminte că este unsul Tău, Doamne. Amin, Doamne. Atunci când va duce lipsă, Doamne, când va avea probleme, Doamne, financiare, Doamne, materiale, dar inclusiv cele spirituale, Doamne, te rog, binecuvântă-L, Doamne, adă-ți aminte de El, Doamne, și pune-L, Doamne, așa cum vrei Tu, Doamne, înaintea ochilor Tăi, Doamne. Amin. Fă ca viața Lui să fie scumpă înaintea Ta. Amin. Fii binecuvântat, fii slăvit și onorat de acum și până în veci de veci. Amin. Tată Dumnezeule veșnic, Părinte al îndurării, Acela care ești plin de milă și de îndurare, venim din nou înaintea puterii și sfințeniei Tale să ne rugăm să ne închinăm Ție, Doamne. Venim să Te binecuvântăm, să-Ți dăm toată gloria și toată cinstea care se revine. Venim să Te rugăm frumos să lași puterea Duhului Sfânt. Amin, Doamne. Să lași sungerea sfântă de sus, Dumnezeu. Amin, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne, să fii cu noi, Dumnezeu. Te rog, Doamne,
să ne împuternicești cu puterea Duhului Sfânt să putem să facem lucrarea aceasta. Aleluia, aleluia. Doamne, Tu ne știi și ne cunoști pe fiecare în parte, Doamne. Te rugăm, Mesia Mântuitorului, iartă-ne păcatele. Te rugăm frumos, Doamne, dacă Tu ai încredințat ca în seara aceasta, Mesia Mântuitorule veșnic, ca pe fratele nostru Călin, Doamne, de la treapta de diacon să-l ridici la treapta de presbiter, bătrân al bisericii, ține-l statornic, Doamne. Amin! Dă-i putere, Doamne, să stea înaintea poporului care i l-ai încredințat, Mesia. Lasă ungerea sfântă așa cum ai lăsat pe barba lui Aron, Doamne. Amin! Tu ești Dumnezeul veșnic, Doamne. Dă-i înțelepciune și pricepere să poate să cârmuiască bine Dumnezeule biserica care-i încredințat, Doamne. Lasă ungerea sfântă peste el. Lasă cuvântul Tău să dea hrana potrivită, Doamnă, bisericii. Dumnezeule veșnic, Tu ești acela care pe fiecare în parte, Doamne, îl ai, Dumnezeule, înaintea Ta. Te rog, pune numele Tău peste el. Amin. Pune numele Tău peste biserică, Doamne. Amin. Doamne, te rog frumos să pui numele Tău peste soția lui, peste casa lui, Doamne. Amin. Dumnezeule, și dă o înțelepciune strălucită și soției lui, Doamne. Că atunci când este nevoie să tacă înaintea lui, să tacă, Doamne. Pentru că Tu i-ai încredințat Dumnezeului o slujbă în care nu este așa de ușoară, Mesia. Doamne, te rog, Dumnezeule, ține-l statornic înaintea poporului. Amin. Ferește-l, Doamne, de diabet. Ferește-l, Dumnezeule, de bol de ficat. Ferește-l de depresie, Doamne. Și dacă dai ungerea această sfântă, Mesia, te rog, dă-i și darul, Doamne, acolo unde și întinde mâinile. Bolnavi să capete vindecare. Cei care au duhuri necurate să le poruncească și să plece, Doamne. Doamne, te rog frumos să lași ungerea din cer. Tu să te îngrijești de el, Doamne. Și atunci când va fi Dumnezeul în necazuri, în probleme, în lipsuri, intervină Tu, viteazule, pentru că Tu ești Mesia Mântuitorul. Ajută-L în lucrarea aceasta și nu-L lăsa singur, Doamne. De asemenea, binecuvântă și biserica, Doamne. Binecuvântă și frații, Doamne, care îl însoțesc în lucrare, Doamne. Și binecuvântă-ne și pe noi, Mesia. Și noi. Să te binecuvântăm, Părinte, al îndurării de acum și până în veci de veci. Amin. Pentru că ești păstorul nostru. Aleluia! Pentru că ești acela care dai vrelicia robilor tale. Aleluia! Vin și eu, Doamne, ca un rob înainte, dar ca un slujitor, da? Te rog să-mi dai vrednicia în aceste momente, Doamne, să pot să mijlocesc pentru fratele meu Călin. Doamne, el în această seară și chiar în acest moment, înaintea bisericii care Tu i-ai încredințat-o, înaintea fraților, surorilor, înaintea cerului care este deschis în acest moment, Doamne, de la treapta de diacon, Doamne, el va trece, Doamne, la slujba de presbiter, Doamne. Aleluia. Te rog, dăruiește această slujbă, Doamne. Doamne, binecuvântarea Ta să ne înconjoare pe dinapoi, pe dinainte, Doamne. Aleluia. Iar mâna Ta întotdeauna să fie peste el. Amin. Duh de înțelepciune. Amin. Duh de pricepere. Duh de ascultare. Duh de învățătură, Doamne. Amin. Tu să-i dăruiești, Dumnezeul meu, din cer. O, Tatăl meu și păstorul nostru, în numele lui Iisus Hristos mă rog, ca Tu, Doamne, să-L păzești de oameni răi. Te rog să-L păzești, Doamne, de planurile vrăjmașului. Te rog să-L păzești, Doamne, de orice ficleșu care vrăjmașul ar putea să-L aducă în viața lui. Te rog, Doamne, să-L păzești, Doamne, de orice duc de vrăjitorie, Doamne. Orice duc de necredință, Doamne, să n-aibă puterea asupra lui. De aceea, Doamne, Tu să spui numele Tău de Dumnezeu peste Călin, Doamne. În această seară, Doamne, aici și în acest loc, te rog să-L binecuvintezi, Doamne.
Binecuvintează-o și pe soția lui. Binecuvintează copilașii lui. Binecuvintează biserica unde va sluji. Binecuvintează frații, Doamne, din conducerea acestei biserici, Doamne. Tu ești Dumnezeu care poți. Duhule Sfinte, te rog să fii partenerul lui. Când îi va fi greu, când va veni Duhul de îndoială peste el, Doamne. Când va veni Duhul de cârtire, Doamne. Când va veni Duhul acela să dea înapoi, te rog. Să le întărești, Doamne, să le întărești. Inimile ca tu zime la ai promis că vei fi cu noi. De aceea te rog să fii cu fratele meu Călin, Doamne. O, Doamne, te rog, Doamne, ceea ce altul nu va putea să vadă în biserică, îi deschide-i ochii să vadă. Dacă alții va spune bun venit păcatului, el să nu zică, Doamne, să nu accepte compromisul, Doamne. Dă-i lumina aceasta, dă-i înțelepciunea aceasta, dă-i dar de cunoștință, Doamne, dă-i dar de deosebire, Doamne, iar în mod special, Doamne, dă-i dar de vindecare, Doamne. El va face ungere cu un delem sfânt la rugăciunea lui. Demonii, duhurile de boală să fie supuse, iar când îi va trimite la adânc, să rămână la adânc și fără niciun drept de întoarcere, pentru că numele Tău îl cer peste el. Și numele Tău, Doamne, știm că Tu-L vei binecuvânta. Tată, în acest moment, așa cum Tu, Doamne, ne-ai însărcinat, dor din unde lemnul Tău în numele Tatălui, pe numele Fiului și numele Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, fă ca acest un de lemn sfânt care l-a pus pe capul lui, Doamne, să fie ca o protecție, Doamne. Protejează-l, Doamne, protejează-i mintea, Doamne, protejează-i Duhul minții, Doamne, pentru că ești Dumnezeu care poți, Doamne. Și mai te rog un lucru. Atinge-te și de spate de lui. Amin. Și medicul lui, Doamne, are nevoie, Doamne, de tine ca medic. De aceea te rog, fă lucrul acesta, nu te oblig, te rog frumos, Doamne. De aceea, Tatăl meu din cer, în acest moment, mă rog și pentru soția lor, te rog să-i dai pricepere, te rog să dai înțelepciune, să o sfătuiască pe tinere, să o sfătuiască pe surori, să fie, Doamne, partenerul potrivit și sora potrivită să le înțeleagă pe fratele. Iar când fratele va fi întristat, Doamne, dă-i cuvinte, Doamne, să-l ridice, Doamne. Când fratele va avea nevoie, Doamne, de sprijin, te rog, dă-i înțelepciune să-i fie sprijin, Doamne, pentru că ai spus că Tu dăruiești ajutorul potrivit. De aceea binecuvintează-o și pe ea, întărește-o, Doamne, și întreaga familie. Te rog, ridic-o la acest nivel de slujbă și numele Tău să fie pus peste ei. Amin. Amin, amin. Frate, Domnul să te binecuvinteze. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele nostru Călin. Amin, amin, amin. Credem că Dumnezeu a dat biruința aceasta. Noi știm că Dumnezeu dă binecuvântarea, noi știm că Dumnezeu dă slujba și credem că Dumnezeu i-a dăruit această slujbă. De aceea, începând de astăzi, îl prezint pe fratele Călin, care este noul presbiter al dumneavoastră și al bisericii. Domnul Iisus să-l binecuvinteze, să-l iubiți, să-l respectați și să-l ascultați. Slăviți să fie numele Domnului. Amin, amin. Cu aceștia fiind spuse, eu să mă retrag și las pe el de aici în continuare ceea ce au hotărât ei și cum hotărăsc ei să spună și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Aș vrea să-ți mulțumesc lui Dumnezeu pentru această seară din cauza că nimeni nu este ca El. Amin, amin.